În ziua de 24 noiembrie, o patrulă formată din polițiștii posturilor de poliție Poiana Teirului și Hangu au constatat un transport ilegal de material lemnos. Polițiștii au oprit un ansamblu de vehicule la intersecția DN17B cu DC153, care transporta material lemnos. Conducătorul auto, un bărbat de 41 de ani din Borca, a prezentat avizul de însoțire pentru cantitatea de 9,80 metri cubi transportată în auto utilitară și alt aviz pentru cantitatea de 17,42 metri cubi lemn lucru rășinoase existentă în remorcă. Documentele au fost verificate și s-a constatat că datele expeditorului, proveniența și codurile unice corespund, însă în urma măsurătorilor efectuate a rezultat o cantitate în plus de 3,23 metri cubi. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu suma de 3.000 de lei în baza legii 171/2010 și s-a luat măsura confiscării cantității de 3,23 metri cubi de lemn specia molid.